Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului! Știu că n-am mai făcut videouri de o perioadă foarte mare de timp, dar n -a, a fost vacanță, am zis să mă mai relaxez, să îmi iau o pauză, am mai trecut și eu prin niște transformări interioare pe care pe unele dintre ele încă încerc să le înțeleg, dar o pauză este oricând binevenită în viețile noastre ale tuturor și sunt convinsă că și voi ați fost plecați la mare, v-ați distrat și nu cred că v-a ars de sfaturile mele spirituale de până acum. Astăzi vreau să vă vorbesc foarte pe scurt de un eveniment astrologic care are loc chiar astăzi, mă rog, de ieri seară și în seara asta, luna plină în pești. Este cunoscută și se evidențiază față de celelalte luni pline prin faptul că este The Harvest Moon sau luna recolterilor, luna plină a recoltelor. Este perioada în care agricultorii beneficiau la maxim de lumina intensă de pe cerul nocturn, dat de luna plină, pentru a face ultimele recolte înainte de. Trecerea în sezonul autumnal. După cum vedeți, temperaturile încep să scadă, începe să plouă, frunzele cad, atmosfera nu mai este la fel de estivală încât să ne bucurăm de plajă, de căldură, și trecem încet încet la hainele groase și la senzația asta de morocăneală care este adusă de uh, perioada asta de uh, hibernare, adusă de frig. În fine nu vreau să mă încurc foarte mult în cuvinte, ce este important la acest Harvest Moon? Harvest, așa cum spune, înseamnă recolta, dar nu numai a roadelor agricole, ci a tuturor intențiilor pe care noi le-am plasat în eter. După cum vă spuneam, în perioada de lună nouă este bine să-ți setezi intențiile, iar în perioada de lună plină să culegi roadele. Ce înseamnă faptul că luna asta plină se află în zodia pești? Pești este o zodie guvernată de creativitate, de emoție, de trăiri interioare intense. Peștii sunt cea mai dacă nu cea mai sensibilă zodie, sigur cea mai emoțională, cea mai emotivă, cea mai sensibilă. Pești, elementul peștelui, spre exemplu, este apa. Apa este simbolul subconștientului atât în cărțile de tarot, cât și în simbolistica universală oamenii vor săpa foarte, foarte adânc în subconștientul lor. Este o perioadă în care mulți dintre noi suntem la răscruce de drumuri, în care nu prea știm ce să alegem și ce decizii importante să luăm în viața noastră, dar dacă sunteți atenți la vise, la semne, la, nu știu, niște animale ciudate care apar în calea voastră și vă impresionează, vă iau ochii, fie că este un șoim, fie că sunt niște fluturi sau alți de orătănii care nu sunt în mod normal în viața voastră de zi cu zi, luați-le ca pe niște semne și încercați să găsiți răspunsurile de care aveți nevoie pentru a lua decizia finală. Zodia peștelui este Reprezentativă și pentru deciziile de a renunța la ceva vechi și toxic, nu neapărat toxic, ăsta este un termen general valabil în ziua de astăzi, la ceva care ne atârnă foarte greu de gât, la ceva la care am tras din răsputeri și am depus eforturi susținute, fără să vedem neapărat un rezultat. Acest semn vă îndeamnă practic să renunțați și să mergeți mai departe. Să vedeți, de ce nu, că există oportunități mult mai frumoase în viitor, chiar dacă acum nu se întrezăresc nici măcar vârfurile munților din îndepărtare, și nici măcar nu știți că veți da de pământ, dar aveți încredere că undeva un porumbel alb cu o ramură de măslin se va îndrepta înspre voi. Cu alte cuvinte, în această perioadă trebuie să facem cu toții o reevaluare a lucrurilor pe care ni le dorim, a, a, a intențiilor noastre, a scopului spre care tragem, să vedem în ce punct suntem acum față de punctul din care am plecat. Dacă nu am evoluat absolut deloc și dacă suntem stagnați și prins în, prins în acest, nu știu, în această spirală continuă în care nu mai găsim absolut nicio soluție, atunci sfatul meu este ca de fiecare dată și nu numai de la lună plină, este să luați o decizie, măcar o decizie diferită față de cum o practicați în trecut. Joe Dispenza în videourile lui spune practic că nu poți continua la nesfârșit să aștepți alte rezultate de la viață dacă rutina ta de dimineață Continuă în același fel. Dacă tu te trezești scarpine în fund, te uiți la nu știu ce știri negative, și apoi ai pretenția ca la muncă să primești mărirea de salariu pe care o visezi, sau să-ți pice în mijlocul apartamentului un mare Ferrari sau o altă mașină scumpă pe care ți-o imaginezi, este o mare prostie. Dar, pornind de la ritualurile minore ale vieții de zi cu zi, când vă treziți, dacă Vă făceați cafea la ora 4, faceți-o la 5 sau nu mai beți cafea sau uh, renunțați la felia aceea de pâine prăjită, schimbați câte un mic lucru în rutina zilnică. Asta o să vă îmbie să faceți schimbări de același gen și în comportamentele voastre. Că minim 21 de zile aveți nevoie pentru a transforma orice obicei uh, într-o credință, într-un set de credințe care vă vor da un alt vibe pentru a accede a alte niveluri vibraționale. Deci, voi continuați zilnic cu aceeași rutină pe nivelul acesta, da, și sperați să aveți rezultate de pe nivelul ăsta superior. Nu se poate decât dacă la un moment dat faceți un, un salt cuantic și țopăiți de pe banda asta de treadmill sau cum îi spun eu Rotița șoricelului sau a hamsterului, în care vă învârtiți și vă învârtiți și vă învârtiți, fără să știți că în afara acelei rotițe vă așteaptă niște rumeguși proaspăt sau puțină apă sau un morcov proaspăt de rumegat. Acest Harvest Moon, această lună plină a recoltelor, aduce în atenția noastră a tuturor importanța țelurilor, scopurilor spre care trebuie să tragem, la ce anume trebuie să renunțăm, se vor ridica la suprafață problemele cu care ne confruntăm. Acordați mare atenție evenimentelor din trecut care tind să se repete. Universul vrea să vă arate o lecție prin aducerea în conștient a unor programe pe care voi le rulați în subconștientul vostru zi de zi de zi de zi, până când voia greața și leșinați pe podea. În această perioadă, unii oameni practică tot felul de ritualuri de lună plină. Eu personal nu sunt cu ritualurile cu magia, dar pot să vă spun că ajută la amplificarea intuiției. Iată, am uitat să spun că Zodia Peștilor este guvernată de o intuiție foarte puternică. Oamenii ăștia se bazează pe intuiție, pe flair. Sunt oameni care sunt în poziții de conducere, care au luat decizii din această Zodie, care au luat decizii bazate pe intuiție și le-a mers foarte, foarte bine. Sunt și alții care nu prea sunt reprezentanți de soia ei acestei Zodii ei aflându-se pe o vibrație joasă și atunci deciziile pe care le iau ei tind să vină din rațiune. Rațiunea este limitată, așa că mult succes. Deci în această perioadă eu nu practic diverse ritualuri, așa cum fac alți oameni pasionați de sfera asta spirituală, dar singurul lucru care pot să spun eu că îmi dă așa un boost pentru a mi înțelege mesajele spirituale pe care le primesc este să faci o baie relaxantă în apă cu sare, astfel devii un canal um, capabil să receptezi semnalele din mediul înconjurător care nu sunt astăzi sau mâine sau poimine la ora X, ci vin în continuu de avalma, doar că te ajută să fii mult mai receptiv. În perioadele în care vreau să-mi ascult intuiția, eu am un instinct natural, nu știu dacă toată lumea îl are, să nu mănânc preparate cu carne. Uh, și atunci, na, mâncăm o salată, mâncăm ceva vegetarian, oamenii care țin post știu deja la ce să recurgă și uh, curățarea uh, aglomerației și vacarmului ăsta din minte, vacarmului mental, înainte de culcare, renunțând la toate device-urile care au lumină albastră, fie că sunt telefoane, tablete, televizoare, acordați-vă cel puțin o oră sau jumătate de oră în care să intrați în această stare în care vă pregătiți de somn, precum o gheișă, așezați-vă perna, aerisiți camera, spălați-vă pe dinți, intrați așa într-o stare în care invitați practic subconștientul să poată colabora cu voi. Pentru că odată ce ați adormit, ultima intenție cu care vă culcați, ultimul gând pe care îl aveți înainte de culcare, subconștientul vine și îl sigilează cu o placă de beton. Voi dacă ați văzut știri negative, filme agresive, v-ați certat cu partenerul sau ați avut tot soiul de, nu știu, vibrații negative vânturate la nesfârșit, o să vă culcați cu ele și subconștientul sigilează totul spunând Your wish is my command sau dorința ta este porunca mea. Subconștientul este precum un copil foarte mic căruia orice îi spui nu percepe negație. Dacă îi spui nu băga degetele în priză, o să ți bage degetele în priză. Dacă tu spui nu vreau să fiu sărac, îți va da sărăcie din belșug. Așa că înainte de culcare puteți să vă setați intențiile, să vă culcați în o ca și când ați fi versiunea ideală a ceea ce vă doriți să fiți în această viață. Și când veți fi versiunea asta ideală, puteți să aduceți asupra voastră starea de somn, să vă culcați cu gândul ăsta și când vă treziți de dimineață, indiferent că realitatea din jur va contesta fiecare aspect al visului frumos în care v-ați culcat, rămâneți în credință, perseverați în acest gând că sunteți versiunea voastră perfectă și vă asigur din proprie experiență că dacă veți trăi acest feeling, feelingul este mult mai important decât toate obiectele materiale spre care tânjiți. Nu degeaba, foarte mulți oameni care au câștigat la loterie sume fabuloase au pierdut banii într-o perioadă foarte scurtă de timp, alții au căpătat mașina visurilor lor și a doua zi deja nu te mai laudă nimeni, doar în prima zi îți spun, wow, ce mașină frumoasă și după aia este o obișnuință în cartier să te vadă la volanul acelei mașini, deci nu mai ești persoana importantă și tânjești iarăși și veșnic către un alt produs care să ți asigure acel statut pe care tu însuți prin sentimentele tale interioare prin prin starea ta de fapt nu reușești să o susții. De aceea este important sentimentul, dacă tu ai sentimentul că ești bogat, dacă tu ai sentimentul că ești împlinit, că ești fericit, că ești stabil emoțional, relațional, mental și spiritual. Nu mai ai nevoie de niciun obiect care să-ți ateste lucrurile astea. Și nemai având nevoie de el, culmea subconștientul ți le aduce din belșug. Pentru că, haideți să vă spun și o pildă foarte frumoasă, era o pildă zen prin care un motan se plimba pe stradă și la un moment dat vede într-o curte un alt motan care alerga în jurul cozii sale. Și se, și se învârtea și se învârtea și se învârtea, se lovea de tot felul de coșuri de gunoi și tot se învârtea. Iar motanul acesta, curios, se urcă pe gard și îl întreabă, dar ce face acolo cu metre? Și ăsta îi spune, păi știi ceva, eu am aflat un mare secret, că fericirea se află la uh, capătul cozii mele și dacă o să o prind, o să fiu fericit. Motanul ăsta de pe gard îi spune, dar eu știi ce știu? Un alt secret. Eu am aflat că fericirea într-adevăr este în capătul cozii mele, dar oriunde merg, ea mă urmează. Așa că, ăsta este sfatul meu pentru voi. Mai întâi creați-vă sentimentul de fericire, împlinire, putere, încredere de sine, uh, nu știu, sex appeal, nu știu ce vă doriți de la viață, orice lucru fantastic vă doriți. Creați-vă mai întâi sentimentul în voi, iar apoi. Când nu veți mai simți nevoia de niciun obiect extern sau nicio persoană în afara voastră care să vă confirme acest statut, vă asigur că toate lucrurile astea vor veni din belșug, fără ca voi să mai ridicați nici măcar un deget. Acestea fiind spuse, vă urez lună plină cât mai uh, uh, evocatoare și uh, clarific cant care să vă, să vă aducă foarte multă claritate în viața voastră, să ridice la suprafață toată spuma aceea pe care voi sau mizeria aia pe care voi încercat să o ascundeți sub preș ca să o puteți vedea și ca să vă puteți confrunta cu ea, pentru că dacă nu o vedeți, este dușmanul acela care v-am spus eu că acționează din spate și nu știți nici măcar cu ce armă să-l atacați, pentru că orice ați face s-ar putea să vă împungeți pe voi înși vă. Dar dacă le aduceți în față, le vizualizați, le trăiți, știți la ce să renunțați, ce să păstrați, ce este esențial pentru viața voastră, atunci toate lucrurile vor fi magice. Acestea fiind spuse, vă pup, o să fac mai multe materiale de acum înainte, promit, pe data viitoare. La revedere!